Bine v-am regăsit, dragii noștri, sunt Maria Cinarșiga și alături de echipa emisiunii noastre vă adresez invitația de a rămâne alături de programele noastre și în următoarele minute. Nu uitați că ne puteți urmări în fiecare luni de la ora 11:50 pe TVR3 și de la ora 17, respectiv de la ora 18:30 pe TVR Cluj. De asemenea, așa cum v-am obișnuit deja, mai multe materiale regăsiți și pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii, iar online ne puteți urmări live și pe portalul video al televiziunii române tvrplus.ro. Discutăm astăzi despre alegerile parlamentare care au avut loc pe 6 decembrie din perspectiva minorităților, despre rezultatele obținute de către Uniunea Ucrainenilor din România, precum și despre rolul grupului minorităților naționale în formarea noului guvern, după care marcăm și Hanuka, sărbătoarea plină de voioșie, când evreii de pretutinteni celebrează cu cântece și mâncăruri tradiționale victoria monoteismului asupra idolatriei. Continuăm cu o discuție despre diverse proiecte de voluntariat și exemple de tineri care se implică în comunitatea de etnici ucraineni, iar la final rămânem tot printre ucraineni și aflăm despre un proiect transfrontalier prin intermediul căruia au fost ajutate școli atât din România cât și din Ucraina. Vom începe cu un moment mai deosebit, mai emoționant, care surprinde câteva dintre numeroasele clipe petrecute cu cel care ne-a părăsit de curând, prea repede, care și-a pus amprenta asupra numeroase imagini pe care le-ați urmărit în cadrul emisiunilor noastre. A fost nu doar un coleg super talentat, creativ, profesionist și dedicat, dar și un om de nădejde, blând, sfios, empatic, cu un umor fin, receptiv față de colegii cu care colabora, un maestru al imaginii. Zsigmond Erdős, Zsiga, așa cum îl știm cu toții, s-a alăturat colegilor noștri care filmează dincolo de Curcubeu. Îți mulțumim pentru tot, dragă Zsiga. Vei rămâne mereu alături de noi în sifletele noastre.
După cum bine se știe, alegerile parlamentare se desfășoară odată la 4 ani și prin vot sunt aleși 465 de parlamentari, 136 de senatori și 329 de deputați. Ei vor reprezenta cetățenii din fiecare județ al țării, dar și românii de peste granițe sau minoritățile naționale. Potrivit legii alegerilor parlamentare, numărul de mandate din fiecare județ este decis în funcție de populație. Rezultatele finale la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, după soluționarea contestațiilor, au fost anunțate sâmbătă de către Biroul Electoral Central, astfel că în zilele următoare va avea loc procedura de atribuire a mandatelor. Minoritățile vor avea 18 deputați. Discutăm în continuare cu domnul Nicolae Miroslav Petreții, deputatul reales din partea Uniunii Ucrainenilor din România, despre rezultatele acestui scrutin, despre rolul și importanța reprezentării minorităților în Parlamentul României, dar și despre planurile sale viitoare ca deputat reales. Bun găsit, domnule deputat! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și felicitări pentru un nou mandat! Vă mulțumesc! Au fost niște alegeri care, după cum știm, au înregistrat cea mai slabă participare, putem să spunem, după Revoluție. Cum s-au văzut aceste alegeri din perspectiva Uniunii Ucrainenilor din România și, în general, poate, dacă puteți să-mi spuneți, perspectiva minorităților, cam cu ce fel de probleme v-ați confruntat în cadrul campaniei electorale, cum ați gândit această campanie, având în vedere condițiile în care ne aflăm cu toții? Așa cum a spus și dumneavoastră, duminica trecută au avut loc poate cele mai puțin obișnuite alegeri parlamentare din România de după Revoluția din 89, după o campanie atipică, așa cum a spus și dumneavoastră, desfășurată în condiții stricte, impuse de starea de alertă de pe teritoriul țării noastre, care, din păcate, nu a permis un dialog real și aprofundat între candidați și alegători. Totodată, din cauza pandemiei provocate de coronavirus, a migrării dezbaterilor electorate preponderent în mediul online, s-a înregistrat o prezență foarte slabă la vot, cea mai mică de după 89, în special în mediul rural, unde minoritatea ucraineană își are bazinul electoral. Din păcate, au fost remarcate și încercări de inducere a falsei idei conform căreia fiecare minoritate are din oficiu un reprezentant în Parlamentul României. Cu toate acestea, Uniunea Ucrainenilor din România a obținut un rezultat foarte bun la alegerile legislative din acest an, urcând după numărul de voturi 9 poziții față de rezultatele anterioare. În acest context dorim să mulțumim tuturor celor care au înțeles importanța votului, au susținut lista candidaților Uniunii Ucrainenilor din România pentru Camera Deputaților. De asemenea, în numele Uniunii aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, au pus suflet, au făcut sacrificii în această campanie electorală dificilă. Așa cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr, actuala pandemie ne-a făcut să regândim toată strategia de participare în campanie electorală, cunoscându-ne furat foarte bine cu alegătorii noștri. Noi nu putem să venim cu mesaje populiste, de aceea Uniunea Ucrainenilor din România a venit în fața alegătorilor cu 100 de motive pentru care candidații Uniunii au putut să fie susținuți, lucruri concrete care au fost realizate în ultimii 4 ani în domeniul legislativ, strict din punct de vedere al activității parlamentare, și ceea ce ne bucură este faptul că, cu toate că prezența la vot a fost foarte redusă, în special în mediul rural, unde își are domiciliu bazinul nostru electoral, cu toate acestea, rezultatele în procente au fost unele foarte bune și doresc încă o dată să mulțumesc tuturor pentru susținerea acordată. A fost o campanie, așa cum ați spus, atipică, dar o campanie în care am văzut că, deși s-a desfășurat foarte mult în acest mediu online,
S-au implicat foarte mulți membri ai comunității ucrainene, pentru că ați mizat foarte mult pe faptele care să vorbească de la sine, fapte pe care fiecare dintre cei care am văzut că au ales să vorbească în timpul campaniei despre activitatea Uniunii Ucrainenilor din România, despre ce anume a făcut deputatul minorității pe parcurs, bineînțeles, și oamenii s-au implicat și au fost foarte deschiși, și nu numai oameni din comunitate, dar și alți colaboratori, parteneri ai Uniunii pe parcursul anilor. Aveți perfectă dreptate. Am rămas plăcut surprinși vis-a-vis de apelul oamenilor, apelul efectiv cetățenilor pe care Uniunea Ucrainenilor din România, reprezentanții noștri atât în Parlament cât și la nivel local, i-au susținut în acești 4 ani și au venit cu o idee inedită pentru noi, și anume să ne transmită scurte mesaje în care să prezinte cum a sprijinit Uniunea Ucrainenilor din România, de exemplu școala, biserica, administrația publică locală, diferiți oameni care nu sunt neapărat etnici ucraineni, nu sunt membri a Uniunii Ucrainenilor din România, ci pur și simplu au simțit această nevoie să arate importanța minorităților pe scena politică și rolul acestora, motiv pentru care toate aceste filmulețe au strâns zeci de mii de vizualizări. Și credem noi că a fost o abordare mult mai corectă să spună oamenii concret ce a realizat Uniunea și nu candidații, așa cum se întâmpla în anii precedenți. Domnule deputat, acum foarte pe scurt aș vrea să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră. Acum sunteți deja de ceva timp în Parlament, cunoașteți cum merg lucrurile. Cum vedeți rolul minorităților în Parlament? Și acum că tot este formarea aceasta în discuție, formarea guvernului în prim plan, cum vedeți dumneavoastră rolul minorităților așadar în acest context? Nu este prima dată când spun aceste cuvinte, și anume deputații, membrii ai grupului parlamentar al minorităților naționale au o situație specifică. Aceștia, fiind aleși la nivel național, nu răspund doar în fața unei anumite categorii de alegători dintr-o anumită circumscripție, cum este în cazul celorlalți colegi, poziție de pe care pot observa mai obiectiv ierarhizarea problemelor cu care se confruntă etnicii, prioritățile acestora, criteriile după care sunt remediate acestea, fiind foarte bine cunoscut faptul că minoritățile, trăind compact în mai multe județe din țară, cum este în cazul nostru, trăind în 12 județe aflate la granița României, problemele cu care se confruntă cetățenii noștri în aceste județe diferă de la o localitate la alta. De aceea, în opinia mea, deputații minorităților naționale reprezintă un adevărat lian, dacă doriți, între cetățenii aparținând minorităților naționale și autoritățile centrale. Poziție de pe care pot să vin în sprijinul acestora, astfel încât să ajute și autoritățile centrale să remedieze problemele. Și alte, mă rog, și alți membri din comunitățile respective. Foarte pe scurt, domnule deputat, spre final, pentru că știu că de curând ați avut și o întâlnire, Consiliul Uniunii Ucrainenilor, adică RADA, în care s-au decis niște lucruri importante la final de an. O să dezvoltăm și cu alte ocazii mai multe detalii despre ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2020, urmează și în 2021, dar aș vrea acum să-mi spuneți pe scurt ce anume s-a decis la această întâlnire, care a fost și după alegeri, în care bănuiesc că ați făcut și această analiză. Așadar, foarte pe scurt, ce anume a fost în cadrul acestui Consiliu din 12 decembrie? Da, Consiliul Uniunii Ucrainei din România se întrunește lunar, unde dezbate diferite probleme cu care se confruntă etnicii ucraineni, având în vedere că
s-au finalizat alegerile parlamentare, trebuia să facem și o analiză în ceea ce privește rezultatele acestor alegeri în diferite localități și în diferite județe, propunând măsuri și soluții pentru îmbunătățirea activității acolo unde rezultatele nu au fost suficient de bune. Totodată au fost aprobate și un număr de 65 de referate privind diferite investiții, dotări pentru organizațiile Uniunii Ucrainilor din România, pentru ansamblurile artistice, premierea elevilor, a cadrelor didactice care au obținut rezultate deosebite la concursurile extrașcolare și școlare organizate de Uniunea Ucrainilor din România în parteneriat cu Ministerul Educației, cu inspectoratele școlare județene, cu alte instituții publice. A aprobat continuarea acțiunilor umanitare din fondurile proprii ale membrilor URE pentru sprijinirea persoanelor provenite din familii defavorizate. Știți foarte bine că anul acesta Uniunea a demarat o campanie în acest sens. Totodată au fost aprobate și 23 de devize pentru organizarea activităților specifice etniei noastre, cum ar fi colinda ucraineană, origine, funcție, tipologie, evocarea sărbătorilor de iarnă, ziua minorităților naționale, evocarea literară a poeților Mihai Eminescu și Ștefan Tkaciuk, viața poetului Ștefan Tkaciuk, Sfântul Nicolae în mijlocul ucrainenilor, obiceiuri și rețete culinare ucrainene în ajunul de Crăciun, Festivalul Internațional de Colinde. Toate aceste activități oricum o să fie organizate în mare parte în mediul online, dar ce este foarte important este că acestea vin în sprijinul celor 8.000 de elevi care studiază limba ucraineană și pentru cei peste 100 de cadre didactice, care, bineînțeles, în cadrul acestor acțiuni o să fie recompensată activitatea lor pe parcursul acestuia. Vom reveni asupra acestor activități și asupra planurilor pe care le mai aveți în acest nou mandat. Mulțumesc foarte mult, domnule deputat, vă dorim sărbători fericite dumneavoastră și familie și tuturor celor cu care colaborați. Să ne revedem, reauzim cu bine în noul an. Mulțumesc mult și felicitări încă o dată pentru noul mandat. Eu vă mulțumesc. Stimați telespectatori, suntem în cea de-a patra zi de Hanuca, sărbătoarea prin care evreii celebrează victoria monoteismului asupra idolatriei. Este o sărbătoare plină de voioșie care se celebrează cu cântece și mâncăruri tradiționale. De Hanuca se consumă mâncăruri prăjite în mult ulei, în amintirea miracolului uleiului pur care a ars în menora din templu. Vă invităm să urmăriți o rețetă de falafel potrivită și de Hanuca, după care vom intra în legătură telefonică directă cu deputatul Silviu Wexler, noul președinte al Federației Comunităților Evreiești din România. De Hanuca se consumă bucate prăjite în mult ulei, printre care se numără și o mâncare originară din Egipt, care poartă numele de falafel. Ofer Ben Shimon, bucătar șef al restaurantului Comunității Evreiești din Brașov, vă prezintă modul de preparare a acestui fel de mâncare foarte popular în Israel și nu numai. A falafel este o mâncare care israelii îi iubesc să mănânce pe stradă, este o mâncare de fast food, אבל הישראלים אוהבים לאכול זה, אם זה במסעדות, אם זה פשוט לקחת איתם הביתה בפיטה וסלט. ודבר מאוד פופולרי, אוכל מאוד פופולרי בישראל. לפלאפל, המוצרים שאנחנו צריכים זה חומוס. חומוס שאנחנו משרים אותו כל הלילה במים. מאוד חשוב לשרות את החומוס במים. אחרי לילה שלם אנחנו מכניסים אותו לתחינה. המוצרים שבאים לפלאפל זה פטרוזיליה, מלח פלפל, כוסברה, שום וקצת לחם. כל התהליך הזה, אנחנו מכינים את זה דרך המכונת תחינה, ובסופו של עניין יש לנו מסה שאנחנו ממנה יוצרים כדורי פלאפל לאכילה. זו המסה של הפלאפל, אחרי שהיא מוכנה, צריך לתת לה הפסקה, להכניס אותה למקרר
בערך לחצי שעה. אחרי שהפלאפל עמד חצי שעה, יש לנו את המכשיר הנחמד הזה להסיעת פלאפל. פה פנימה נכנס את המסה של הפלאפל לשמן חם, מאוד חם. ייצור הכדורים של הפלאפל מאוד פשוט. ולתוך השמן. בערך 3 דקות לוקח לזה להתבשל. זו התוצאה של הפלאפל הישראלי. לאכול אוכלים את זה או עם חומוס, עם טחינה, סלט, כל מיני אפשרויות, אוכל וגטרי. Stimați telespectatori, am încercat să facem legătura cu domnul deputat Silviu Wexler. Până refacem legătura, vă propun să trecem la următorul subiect pe care l-am pregătit. Vorbim așadar în continuare despre implicarea în comunitate, despre voluntariat ca profesie de suflet, profesie în ghilimele, bineînțeles, de suflet a celor care doresc să schimbe lumea pas cu pas. 5 decembrie este și Ziua Internațională a Voluntarilor, cei care simt și trăiesc pentru a face lumea mai bună prin faptele lor. Ne propunem să aducem în fața dumneavoastră cât mai multe povești de acest gen din diverse comunități. În minutele următoare vă invităm să cunoașteți un astfel de voluntar din comunitatea de etnici ucraineni. Deși plecat de câțiva ani din țară, continuă să se implice în diverse acțiuni care ajută comunitatea din care face parte. Bun găsit, Ghiță Crasuc! Bine v-am găsit, bună ziua! Ești pe drum, știu că te-ai reîntors de curând din Bruxelles, acolo unde tu locuiești deja de aproximativ 6 ani, dacă bine țin minte, și te întorci acasă de sărbători. Ne bucurăm că ești în legătură directă cu noi și aș vrea, ca să te cunoască mai bine puțin telespectatorii, să ne spui câteva cuvinte despre tine. Tu ești de etnie ucrainean, din localitatea Repede, a județul Maramureș, acolo unde trăiesc aproximativ 4.500 de etnici ucraineni compact. Spune-ne puțin despre tine, să te cunoaștem mai bine. Dincolo, deja te-am prezentat ca și voluntar, o să povestim și detaliem puțin și despre acest lucru, dar puțin, cine este Ghiță Crasuc? Bine, mulțumesc în primul rând pentru invitație, Maria, să știi că mă onorează foarte mult invitația pe care mi-ai făcut-o ca să intru în direct cu tine, pentru că eu mă bucur foarte mult că suntem din aceeași localitate și întotdeauna am avut un model de inspirație și în tine și în alți oameni care au pornit voluntariatul în Comuna Repedea, cum ar fi Vasile Popovici. Despre mine, eu sunt, da, din Comuna Repedea. Locuiesc în Belgia din 2015, unde lucrez pentru o organizație care se ocupă tot așa cu tinerii. Lucrăm direct cu Comisia Europeană și lucrăm pe Erasmus+. Acolo lucrez pe partea de IT. Mă asigur că lucrurile merg bine pentru organizație și încerc pe cât posibil să fiu cât mai aproape de tineri și de voluntariat și de tot ce a rămas acasă. Ai inițiat mai multe proiecte de acest gen de voluntariat, proiecte care ajută diversi membri ai comunității. Unul dintre aceste proiecte a fost chiar pe perioada stării de urgență, când voi ați fost un grup acolo care s-a mobilizat pentru a ajuta familii în nevoie sau persoane vârstnice care poate nu aveau posibilitatea să se deplaseze. Povestește-ne puțin despre această inițiativă, ce te-a determinat pe tine să participi și să te implici, deși erai la mare depărtare. Da, păi am văzut că este nevoie, în primul rând, pentru că am văzut cât e de serioasă situația, cel puțin la început de pandemie. Am văzut că lumea are nevoie de sprijin și voluntariatul nu poți face singur. Trebuie să ai și niște oameni în spatele tău și țin să le mulțumesc și celor 35 de oameni care încă n-au plecat din luna martie, sunt toți încă pe grupul
grupul nostru de voluntari. N-a plecat absolut nimeni, suntem tot 35 și continuăm să facem acest lucru. Am considerat în primul rând că trebuie să facem ceva pentru că societatea civilă trebuia să acționeze. Noi am primit semnale de la guvern de fiecare dată foarte negative. Chiar un ministru al muncii zicea că societatea civilă nu se implică destul. N-am văzut lucrurile altfel. Cred că guvernul nu s-a implicat destul în sensul acesta, pentru că noi, când am început deja, deci, în primul rând, persoanele nevoiașe, am început să aducem, să facem donații, să aducem donații de bani și după aia să cumpărăm medicamente și tot felul de alimente pentru cei care aveau nevoie, chiar aveau nevoie, pentru că și-au pierdut locurile de muncă sau chiar care lucrau cu ziua nu mai puteau să lucreze pentru că, da, erau acele restricții. Noi am văzut un alt lucru, că noi, începând din luna mai, am început să aducem din Italia, din Spania, am început să aducem medicamente care nu se mai găseau în România, am început să aducem Eutirox, am adus 126 de cutii doar pentru Valea Ruscovei, am trimis și în alte colțuri ale țării, ne căuta lumea, ne scria și trimiteam prin fan-curier și noi am observat că noi am reușit să facem lucrul ăsta în luna mai, când am venit înapoi în luna iulie, august era deja, încă în farmacii nu se găseau acele medicamente. Și toate acestea s-au petrecut în mediul online, adică totul există un grup, ucrainenii din Maramureș, în cadrul pe care tu l-ai înființat, îl moderezi pe cât poți, deși cum îți permite și ție timpul, și lumea s-a mobilizat, a reușit totul să mobilizezi lume. Ce înseamnă asta? Că au fost și donații pe care voi după aceea erați și foarte transparenți. Mi-a plăcut asta la voi, că de fiecare dată erau bonuri acolo tot timpul ca să se vadă ce s-au făcut cu acei bani, cum au fost făcute transferurile, cine a trimis, că au fost mulți din străinătate care au trimis donații pentru ca voi să puteți să achiziționeze, cei care erau acolo în comunitate, să achiziționeze ce e necesarul. Am avut foarte multe donații, dacă pot să vorbesc despre lucrul acesta, am avut peste 20 de donatori. O altă acțiune despre care aș vrea să povestesc, pentru că sunt puțin presat și de timp, dar aș vrea să povestesc neapărat despre o altă acțiune în care tu te-ai implicat împreună cu un alt tânăr membru al comunității, proaspăt ales ca și consilier județean, și mă bucur foarte mult să văd tineri din comunitate care se implică și vor să facă o reală schimbare, și iată și tineri politicieni, este vorba despre Adi Vlad, consilier județean, care a avut o idee foarte, foarte interesantă și benefică pentru profesorii de pe Valea Ruscovei, dar s-a dovedit a fi benefică nu numai pentru profesori pe Valea Ruscovei, pentru că au fost mai mulți profesori care s-au alăturat acestei inițiative. Spune-ne despre ce este vorba. Da, cursul pe care l-a inițiat Adi Vlad, consilier județean, a fost cumva o repetare a unui curs care l-am făcut noi în luna mai, pentru că am făcut același tip de curs pentru profesori, dar a fost un pic mai restrâns. Adi Vlad a văzut nevoia aceasta de a instrui cumva personalul din învățământ pe platformele de Google Classroom, pe care se lucrează în general în școlile de pe Valea Ruscovei, și am zis că hai să facem un curs și ne-am gândit așa, să invităm profesori de pe Valea Ruscovei. Nu ne-am așteptat niciodată să trecem de 50 de participanți. Am zis să avem 100 de locuri și în 3 zile am reușit să umplem peste 108 înregistrări, din care au participat în jur de 100 la cursul acesta. A fost mult, am văzut acolo un feedback foarte bun, profesorii au fost foarte încântați de ceea ce voi ați reușit să faceți, tu ai ajutat foarte mult cu experiența ta ca și trainer. Îți mulțumim foarte mult, Ghiță, pentru această intervenție. Eu sper să ne vedem poate acum de sărbători, că voi ajunge și eu acasă și poate să povestim mai multe, că numai așa cred că reușesc să te prindă în țară. Mulțumesc mult și felicitări încă o dată pentru toate inițiativele tale și implicarea ta în comunitatea de etnici ucraineni. Mulțumesc și mult succes! Mulțumesc mult, Maria, o zi bună! La revedere! Stimați telespectatori, vă spuneam că vom avea și legătură cu domnul deputat Sibiu Wexler, proaspăt reales ca deputat, și de asemenea noul președinte al Federației Comunităților Evreiești din România. Așadar, suntem acum în legătură directă, sper că îl avem pe alături de noi pe domnul deputat. Hanuka Samea, stimate domnule Wexler! Hag Hanuka Sameach, vă mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că este și prima mea apariție, chiar și telefonică,
la această frumoasă emisiune. Pe care o urmăresc de mult timp. Ne bucurăm și noi că vă avem alături de noi, domnule deputat. Felicitări pentru noua funcție și cea de președinte al Federației Comunităților Evreiești din România. Suntem în plină sărbătoare de Hanuca. Aș vrea să-mi spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră cele 8 zile de Hanuca din acest an 2020 atât de delicat. Vă mulțumesc mult pentru felicitări. Hanuca este sărbătoarea mea preferată, chiar dacă nu este foarte corect să spun așa. Toate sărbătorile au simbolistica lor, dar Hanuca este sărbătoarea care mi este cea mai dragă, în primul rând, datorită mesajului pe care îl transmite, și anume că este un moment al minunilor, un moment al dorințelor care devin realitate, un moment când oamenii trebuie să fie și aproape și împreună. Am mai povestit și cu alte ocazii, eu sunt originar dintr-o comunitate foarte mică și atunci Hanuca era momentul când totul prindea viață în acea mică comunitate din Moldova, de unde sunt originar. E de asemenea un moment foarte bun pentru ca Federația Comunităților Evreiești să fie întotdeauna alături de membrii din toată țara, indiferent dacă sunt în comunități mari, în comunități numeroase sau în comunități foarte mici. Și de altfel, chiar acum jumătate de oră, împreună cu partenerii federației de la organizația americană evrească Joint, am dat startul unui program care se numește Livratorii de Lumină și care are ca scop faptul ca toți evreii din România, mai ales cei care sunt într-o situație grea sau care sunt singuri, să aibă alături de ei și un gând bun și o speranță pe care le-o trimitem, dar și tot ceea ce este necesar pentru celebrarea sărbătorii așa cum trebuie. Anul acesta nu a fost Hanuchiada. Cu ce anume ați substituit, dacă pot să zic așa? Din păcate, anul acesta, datorită situației sanitare din întreaga lume, a adus multe schimbări în viața de cult, mai exact în modul cum se desfășoară fizic viața de cult din întreaga țară. Din păcate, Hanuchiada a trebuit să fie anulată pentru că nu am fi avut cum să organizăm cu respectarea tuturor măsurilor sanitare. Am înlocuit-o cu contactul direct și personal, dar limitat, atât în ceea ce mă privește. Eu sunt proaspăt nu doar ales și reales, dar și după 4 săptămâni de drum în care am vizitat comunitățile și membrii comunităților evreiești din țară, am înlocuit-o cu întâlniri în mediul online sau cu telefoane sau cu scrisori, practic cu orice mijloc am găsit pentru a fi în legătură cu toți membrii comunităților evreiești din România. E într-adevăr trist să vedem templele și sinagogile din țară aproape goale, dar viața de cult, viața religioasă se desfășoară fără nicio restriște, doar din păcate cu limitarea numărului de persoane. Dar și aici am găsit soluții interesante folosind mediul online în principal și astfel ne-am asigurat că toți cei care doresc să participe și la viața religioasă și la programele culturale o pot face. Domnule deputat, noi vă mulțumim pentru această intervenție și vă lasesc pe acum invitația de a participa la o discuție mai amplă în cadrul emisiunii noastre despre proiectele dumneavoastră viitoare în această dublă calitate de deputat reales al minorității evreie și președinte al Federației Comunităților Evreiești din România. Mulțumesc mult încă o dată și Hag Hanuca Sameach încă o dată. Hag Hanuca Sameach, mulțumesc mult! Stimați telespectatori, vom rămâne în comunitatea de etnici ucraine sau vom reveni, mai bine zis, în comunitatea de etnici ucraine și vă invit să aflați despre un proiect transfrontalier în Delurar, un proiect care urmărește crearea unui parteneriat educațional capabil să inoveze activitățile educaționale din școli, formând noi oportunități de dezvoltare în comunitatea multietnică de-a lungul frontierii română-ucrainene în decursul al 18 luni. Înainte de a vă lăsa cu acest material, vă reamintesc de Facebook, YouTube, canalul nostru de YouTube, unde puteți găsi multe alte materiale care ne îndeamnă să învățăm unii de la alții tot ceea ce este mai frumos și să conviețim toți împreună în respect, reciproc, înțelegere și bucuria de a fi înconjurați de diversitate și policromie. Rămâne sănătoși și aveți grijă unii de ceilalți. Sunt Maria Cinarjiga și vă doresc toate cele bune!
Proiectarea inovativă a educației este un proiect educațional, un proiect de cooperare transfrontalieră între România și Ucraina. Vom afla mai multe detalii despre ce presupune acest proiect, care sunt obiectivele acestuia și ce anume s-a derulat deja, ce urmează să se deruleze, chiar de la managerul proiectului, domnul Vasile Popovici. Bun găsit, domnule Popovici! Bună ziua! Vorbim despre un proiect care urmează să se desfășoare pe o perioadă de aproximativ un an și jumătate, parcă. Deja au început o parte dintre aceste activități. Înainte de a intra în detalii legate de activitățile concrete ale proiectului, care deja au parte, au și avut loc, aș vrea să-mi spuneți ce urmăriți prin acest proiect, ce ați urmărit, care sunt obiectivele acestuia și despre ce parteneriate mai exact vorbim între instituții din România și Ucraina? Pentru început aș vrea să vă spun că proiectul nostru face parte din programul operațional comun România-Ucraina. Are o valoare de finanțare de 323.325 euro, din care suma de 149.380 este acordată Liceului Tehnologic Repede, care are și calitatea de lider, 82.620 euro școlii din Crasna Vișeului, iar suma de 91.325 la Școala Solotvino din Ucraina. Proiectul are două componente, una pe infrastructură, dotări, reabilitări ale spațiilor de ale școlilor și o parte de dotare. Ați avut deja o parte din activități. Cu ce anume ați început proiectul? Proiectul a început în toate școlile. La Repedea, spre exemplu, au fost făcute achizițiile pentru echipamente care vor fi, deci care vor dota sala de informatică, deci 25 de calculatoare, table interactive, totodată ținând seama că specificul liceului tehnologic este unul tehnologic. A fost dotat un atelier de croitorie cu echipamente foarte performante, precum o mașină de brodat, mașini de cusut, un soft Gemini. Aceste toate echipamente vor avea, deci, un rol foarte, foarte important în pregătirea tinerilor pentru meseria de în domeniul croitoriei. Ați avut și un prim modul al unui curs Leadership și Managementul Educațional, care s-a desfășurat în cadrul acestui proiect. Am înțeles că au fost 3 zile intense de curs, în cadrul cărora au fost abordate și diverse teme. Spuneți-ne puțin despre acest curs și ce anume s-a discutat, cine au fost participanții la acest curs. Da, într-adevăr, am realizat și un curs, deja, deci primul modul al cursului de management cu directorii de școli. Au fost prezenți 8 directori de instituții de învățământ din Maramureș, din zona Valea Ruscova și Valea Vișeului, și 4 directori din Ucraina. Rolul acestui curs a fost cel de, deci, avea o tematică, deci, de leadership sau management școlar. Deci, trainerii din București au discutat intens, deci au identificat și problemele cu care se confruntă, spre exemplu, directorii din școlile noastre, cum pot fi îmbunătățite și totodată ce trebuie făcut pe viitor în instituțiile din zonele noastre. Ce fel de soluții, mai exact, ați putea spune că propune acest proiect pentru nevoile comune pe care le-ați identificat în comunitățile în care se desfășoară?
Aici vorbim atât la nivel fizic, prin asigurarea condițiilor materiale adecvate, cât și la nivel de formare, prin dezvoltarea abilităților practice și specifice pentru elevi și profesori. Am înțeles că v-ați gândit inclusiv la posibilitatea de orientare profesională, de consiliere, deci sunt mai multe aspecte pe care le-ați inclus în cadrul acestui program. Aș vrea să le detaliem puțin. Când am scris cererea de finanțare împreună cu Monica Dinu, care este asistent de proiect și care a pus mare suflet la acest proiect, ne-am gândit la mai multe aspecte care trebuie să vină în ajutorul atât a tinerilor cât și a dascălilor din comunitate. În primul rând, ar trebui să le dăm și o bază materială, deci spațiile ar trebui renovate, adaptate, unde să punem aceste echipamente speciale, dar și pregătirea tinerilor. Deci, primul pas, așa cum am spus mai înainte, a fost acest curs cu directorii de școli, urmează un curs cu consilierii școlari, iar încă o activitate foarte importantă va fi instruirea unui număr de 60 de elevi pe o perioadă care este determinată și este stabilită în proiect. Acolo copiii, deci în cadrul acestui curs, vor putea să învețe de la specialiști ce trebuie și cum trebuie să folosească aceste echipamente și ce ar putea face pe viitor ei cu meseria pe care își aleg. Trăim acum o perioadă destul de complexă și cred că aceste achiziții realizate în cadrul proiectului sunt cu atât mai binevenite și vor ajuta cu siguranță procesul învățământului, dar iată că oricum v-ați propus prin proiect, prin nevoile comune, cum spuneam, identificate, să ajutați și la îmbunătățirea leadership-ului și a managementului educațional pentru o viziune mai inovatoare asupra procesului învățământului, pentru că este într-adevăr, cred că peste tot, necesar să se mai schimbe din lucruri, să se schimbe și să se țină pasul cu noile viziuni sau astfel încât să se adapteze toate programele, managementul, leadership-ul educațional pentru a oferi un învățământ cât mai de calitate. Ce credeți că prin implementarea acestui proiect, ce anume se va consolida datorită acestui proiect în instituțiile de învățământ în care el se va desfășura? Ce sperați să se întâmple, să se consolideze? În primul rând, sperăm că tinerii vor putea să învețe o meserie bună. Directorii de școli au identificat unii de la alții cumva, deci prin discuțiilor ce nevoi există peste de tot și ne gândim la un alt proiect care să vină în completare acestui proiect pe viitor ca să putem să îmbunătățim tot ceea ce este nevoie, deci la ora actuală în școli. V-ați, cu siguranță că, așa cum ați mai și menționat până acum, acest proiect și implementarea acestuia o să ajute și la o mai bună cooperare, la deschiderea de noi uși pentru, dezvoltarea de diverse parteneriate, de crearea de anumite parteneriate, poate cu agenții economici din zonele respective, cu autoritățile școlare sau locale, pentru, abordare mai adecvată a pieții muncii, pentru că, până la urmă, ne vă doriți, din câte am văzut și prin acest proiect, să ajutați tinerii din acele comunități să aibă o deschidere mai mare spre piața muncii și le creați un astfel de cadru prin activitățile pe care le-ați gândit. Bineînțeles, vedeți dumneavoastră, acest proiect, acest parteneriat își are de se desfășoară în zona transfrontalieră România-Ucraina, respectiv Solotvino, unde locuiesc majoritatea populației este
de etnie română, iar la noi, Valea Vișeului, Crasna, Repede, Ruscova, suntem ucraineni. Stând și la trei zile, deci la acel modul, directorii de școli identifică nevoile care ar trebui, deci viitoare proiecte care să ducă spre o colaborare mai bună între aceste două microregiuni. S-au identificat pe baza discuțiilor pe care deja le-au avut reprezentanții din aceste comunități, s-au identificat poate anumite probleme comune cu care se confruntă comunitățile respective, probleme comune la care s-ar putea găsi soluții comune potrivite absolvenților sau cadrelor didactice care activează acolo, care ar putea să ajute absolvenții? Din păcate, nu s-a ajuns încă până la această discuție. Urmează să se și sunt sigur că va fi o temă, deci, care se va aborda în modulul 2 al cursului de management. Sunt sigur că aceste idei vor fi și concretizate pe viitor. Dar, vedeți, aceste întâlniri pe care le-am avut și în timpul, deci de când a fost derulat proiectul, am făcut unele schimbări în buget, pentru că în timp, deci s-au schimbat foarte multe. Deci noi am început să scriem proiectul în 2018, iar din acel moment până în 2020, când s-a semnat cererea de finanțare, în școli s-au mai făcut modernizări și au fost înlocuite. Deci am făcut un adendum la contract pe care au fost schimbate unele linii bugetare. Astfel am reușit ca în Ucraina era prevăzut să schimbăm o centrală termică, am schimbat cu altceva și am reabilitat 10 clase, a fost schimbată pardoseaua, a fost schimbat iluminatul, care era foarte vechi și prezenta pericol de incendiu, au fost zugrăvite spațiile în întreaga școală. A fost dotată o sală cu calculatoare în Crasna Vișeului. Au fost, deci înainte era prevăzut schimbarea geamurilor și ușilor. Între timp, primăria a făcut aceste demersuri și a înlocuit ușile și geamurile din fondurile, din bugetul local, iar acum am, cu banii respectiv, făcându-se economii, am reușit să facem la școala din Maidan să schimbăm parchetul în 4 clase. A fost amenajat un spațiu pentru lapte și corn. Au fost schimbate 7 uși. La școala din centru, din Crasna Vișeului, a fost reabilitată o anexă unde și a fost amenajată o sală de arhivă, a fost achiziționată o centrală termică performantă, s-a amenajat și o mică sală de sport. Deci au fost făcute lucruri frumoase în cadrul acestui proiect. Din câte îmi dau seama, vorbiți despre niște importante investiții, până la urmă, care se fac datorită acestui proiect, lucruri care cu siguranță sunt de folos comunităților, beneficiarilor dumneavoastră, beneficiarilor proiectului. Aș vrea să-mi spuneți puțin despre, știu că aveți o experiență în manageria unor proiecte similare și din propria experiență, din această experiență pe care ați avut-o până acum prin a manageria sau a fi implicat în diverse proiecte de acest gen, cum vedeți
Cum credeți că ajută cu adevărat aceste proiecte, comunitățile cărora se adresează, aceste proiecte de cooperare transfrontalieră? Pentru că vorbim de o țară, România, care este în Uniunea Europeană și Ucraina, care tinde să ajungă în Uniunea Europeană. Și iată, aceste fonduri, aceste finanțări nerambursabile vin spre aceste comunități astfel încât să se ajute până la urmă și reciproc. Nu știu, comunitățile din România poate vin cu anumite experiențe deja pe care le-au apucat să le aibă înaintea comunităților din Ucraina, unde lucrurile poate se derulează mai greu, având în vedere că ei nu sunt în Uniunea Europeană. Așadar, întrebarea mea e legată de părerile pe care le aveți datorită experienței pe care ați acumulat-o prin participarea la diverse astfel de proiecte transfrontaliere. Părerea mea este una foarte bună. Acest program operațional comun, România-Ucraina, România-Ungaria-Slovacia, Ucraina, deci sunt niște sunt proiecte, sunt programe foarte benefice, atât pentru zona noastră, deci pentru România și în special pentru Ucraina. Vedeți dumneavoastră, deci cu bani puțini am realizat foarte, foarte mult. Acum, tot pe acest program de cooperare transfrontalieră, avem în curs de semnare până la sfârșitul lunii noiembrie, va fi semnat un proiect pentru reabilitarea dispensarului medical din Poenele de sub munte. Deci în Poenele de sub munte va fi modernizat, reabilitat și modernizat dispensarul medical. În Bocskoiu Mare din Ucraina va fi achiziționat un tomograf, iar în Verhovina din regiunea Ivano-Frankivsk va fi dotat spitalul cu echipamente, va fi modernizată și dotată un bloc operator, o sală de nașteri. Deci, repet, aceste proiecte sunt foarte, foarte bune. Valoarea proiectului pe sănătate de care am vorbit este de 1.270.000 de euro, din care partea română, deci respectiv beneficiarul este comuna Poenele de sub munte, primăria, are 570.000 de euro. Diferența se împarte la cei doi beneficiari din Ucraina. În această perioadă multe lucruri se mai schimbă, sunt multe activități pe care bănuiesc că trebuie să le adaptați situației legate de pandemia de coronavirus. În ce măsură planurile pe care le-ați avut și planificarea gândită pentru acest proiect s-a schimbat din cauza pandemiei de coronavirus, dacă s-a schimbat și cum, ce anume urmează în cadrul proiectului? Da, într-adevăr, deci au fost create unele probleme în cadrul proiectului, în special educația copiilor, pentru că, vedeți, degeaba avem echipamente, degeaba avem dotări, dacă nu avem copii, deci nu avem elevi, pe cine să educăm. Dar sperăm că această pandemie deci se va termina, iar finanțatorul sunt sigur că o să ne prelungească deci, contractul ca să putem să activitățile pe care n-am putut să le realizăm față în față să fie realizate. Proiectul se va termina cândva anul viitor, sau cel puțin așa este prevăzut să se finalizeze. Ce anume urmează în următoare, ce va fi în următoarele luni sau ce sperați să se întâmple dacă nu vi se încurcă planurile mai mult din cauza pandemiei de coronavirus? Ce este prevăzut să se întâmple în continuare? Deci în continuare avem
Deci în perioada 27-30 noiembrie, modulul 2 al cursului de management. Urmează un curs cu consilierii școlari, psihologii, cum îi numim. Și așteptăm ca această pandemie să ne lase să putem să lucrăm cu elevii față în față ca să poată să se acomodeze cu echipamentele aduse. Okay.